Societatea Locală de Salubritate anunța faptul că etapa de dezinsecție aeriană programată în aceste zile a fost amânată. Motivele care au dus la această decizie a fost canicula din ultimele zile și instabilitatea atmosferică, anunță CLP Ecoserv. Astfel, acțiunea de dezinsecție din municipiul Pașcani ar urma să aibă loc în perioada 1-10 septembrie, dacă vremea va permite. Societatea Comercială CLP Ecoserv SRL Pașcani anunță că dezinsecția aeriană se va desfășura în perioada 1-9-2023, 10-9-2023, intervalul orar 6-12. Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile, dezinsecția nu a putut fi efectuată în perioada 23-8-31-8-2023. De precizat este faptul că săptămâna trecută autoritățile județene au transmis informații conform cărora un pășcănean a fost confirmat cu virusul West Nile, boală care se transmite prin înțepătură de țânțar. Ca urmare a acestei situații, DSP Iași a înștiințat și a solicitat primăriei municipiului Pașcani intensificarea măsurilor de dezinsecție împotriva țânțarilor, atât în exterior cât și prin asociațiile de proprietari sau locatari în subsolurile și interiorul blocurilor de locuințe. În urmare celor două cazuri, Direcția Sănătate a luat mai multe măsuri, a înștiințat și a solicitat primăriei din Iași și din Pașcani intensificarea măsurilor de dezinfecție împotriva țânțarilor, atât în exterior cât și prin asociațiile de proprietari sau de locatari. A informat și a solicitat medicilor de familie ca toți pacienții cu simptomatologie specifică să fie direcționați către spitalul de boli infecțioase și a solicitat Direcției Sanitare Veterinare informații cu privire la circulația virusului West Nile la animale și la păsări. Din luna mai și până în prezent, în municipiul Pașcani s-au făcut două acțiuni de dezinsecție terestră și una aeriană.